calități de pe raza județului. Angajații firmei de construcții Geiger sunt și astăzi la treabă în 5 dintre localitățile județului, Vișoara, Șintereag, Beclean, Reteag și Bața. Șeful de șantier, inginerul Bogdan Ciobotarenco, ne-a explicat în ce constau aceste lucrări pe fiecare localitate în parte. Executăm lucrări în cu cartierul Vișoara, unde avem lucrări de betonare care cuprind trotuare, șanț pavat, rigolă carosabilă și accese, la care lucrăm și tuburi plus betonare. În localitatea Șintereag executăm trotuare stânga-dreapta. În Beclean, drumuri laterale plus, la nivel de asfalt, plus podul de la kilometrul 24. În Reteag avem șanț pavat și în localitatea Bața avem trotuare. De asemenea, se va sta un pic la în trafic și în, la turnarea de uzură. Acum este între localitățile Poldău și Cristești Cicel. Și la Beclean cum pot evita oamenii aglomerații? La Beclean se va sta un pic la în trafic și la turnarea de uzură. Acum este între localitățile Poldău și Cristești Cicel. Și la Beclean cum pot evita oamenii aglomerații? La Beclean este, cred că deja celebra rută ocolitoare, prin oraș pentru mașinile mici, iar pentru camioane pe la Cociu și intersecția cu Năsăudu. Câți oameni aveți la muncă în momentul acesta? Firma noastră are aproximativ în jur de 50-60 de oameni la muncă, plus subantreprenori. Subantreprenori avem 5 firme care lucrează. Și când o finalizați lucrările? Pe oraș? Pe localități. În Vișoara, dorința noastră este să ieșim cât mai repede. Părerea mea este 2 săptămâni. În Vișoara și Șintereagul ar durea tot cam tot atât. Becleanul cu podul este mai problematic, undeva către 2 luni jumate, 3 luni vor dura. Reteagul și Bața vor fi mai scurte. Și unde veți continua lucrările? Vom începe în Uriu cu trotuarele, sperăm săptămâna viitoare sau peste 2 săptămâni și în rest cam tot în zonele respective vom merge. Ce mai este de executat sunt trotuarele, acestea este cantitatea mai mare. Șanțurile pavate și rigole carosabile sunt mai puține. Și odată cu trotuarul puneți și podețele la oameni? Podețele au fost executate, mai sunt rămase de executat, mai primim cereri, mai și consultanța mai primește. Cum, dacă vor fi aprobate, normal că le vom face. Dacă nu, din păcate, nu noi hotărâm treaba asta. Și sunt contra cost sau nu gratuite? Sunt gratuite. Nu este niciuna, nu a fost făcut contra cost. Vom reveni și mâine cu alte amănunte despre lucrările ce se execută pe DN17. Raportările contabile pot fi depuse până la data de 14 august. Operatorii economici din județ sunt așteptați la sediul Direcției Generale de Finanțe Publice pentru a-și îndeplini aceste obligații. Direcția Generală a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud informează operatorii economici din județ, indiferent de forma de proprietate, că termenul limită pentru depunerea raportărilor contabile este 14 august. Actele se pot depune direct la ghișeele unităților fiscale teritoriale, cât și la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată. Ca o informație de nu neapărat ultimă oră, foarte mulți contribuabili știu lucrul acesta, dar vreau să le aduc aminte că până în data de 14 august 2009 au obligația de a depune bilanțul la 30.06.2009. Mai exact, situațiile activelor, a datoriilor și a capitalurilor proprii, contul de profit și pierderi și unele date informative. După cum vă aminteam și repet, termenul limită este 14 august 2009. Obligativitatea este a tuturor operatorilor economici din județ. Un lucru care trebuie menționat, persoanele juridice care au societăți comerciale și nu au desfășurat activitate până în data de 30.06.2009, nu trebuie să depună aceste declarații, trebuie să depună doar o declarație pe propria răspundere că nu au desfășurat activitate. Acest lucru este valabil și la firmele în lichidare.
documentele respective. Bilanțul se depune atât în format hârtie, cât și în format electronic. Depunerea se face fie la ghișeele administrațiilor fiscale, fie prin poștă cu confirmare de primire. Cei care nu depun bilanțul până la data amintită vor fi sancționați, sper să nu fie cazul, dar trebuie să se știe, amenda este între 500 și 1500 RON. În ceea ce privește totalul banilor rulați prin firmă, în județul nostru există 5 societăți comerciale cu cifre de afaceri mare și 257 cu cifre de afaceri mijlocie. După cum majoritatea persoanelor știu sau celor implicați în mediul de afaceri, contribuabilii sunt împărțiți pe administrațiile fiscale, iar în funcție de cifra de afaceri, pe contribuabili mijlocii și contribuabili mari. Contribuabilii mijlocii sunt cei care au cifre de afaceri între 6,7 milioane și 70 de milioane lei, iar mari contribuabili de la 70 de milioane lei în sus. La noi în județ, administrația contribuabililor mijlocii se află la sediul Direcției Generale a Finanțelor. Până în prezent, erau 200 de societăți care erau administrate de această structură. De la 1 august, numărul societăților crește la 257. Este un lucru bun. Asta înseamnă că mulți contribuabili din județul nostru au o cifră de afaceri mai mare, datorită și situației din anii trecuți, o situație mai bună pentru mediul de afaceri. Și 5 contribuabili din județ trec la mari contribuabili care sunt administrați de către Ministerul Finanțelor la București. Acești contribuabili au fost deja informați despre acest lucru. Toate documentele aferente depunerilor la direcțiile noastre se modifică. Firmele respective nu o să mai fie administrate de către administrațiile din județ, respectiv administrația Bistrița. Pentru orice nelămuriri, noi vă stăm la dispoziție. La fel și biroul de metodologie care îl avem în cadrul direcției, vă stă la dispoziție, fie telefonic, fie pe adresele de mail. Site-ul Ministerului Finanțelor, la fel, vine cu informații foarte prompte în acest domeniu și sper în continuare ca colaborarea să fie la fel de bună ca până în prezent. Vom reveni și joi viitoare cu noi informații de la Finanțe. Astăzi, credincioșii ortodoxi de pretutindeni sărbătoresc schimbarea la fața Mântuitorului. În același timp, conform tradiției populare, astăzi se schimbă la față și natura. Schimbarea la fața Mântuitorului este unul dintre praznicele împărătești ale Bisericii Ortodoxe, sărbătorită în 6 august. Iisus Hristos, împreună cu cei trei ucenici, apostolii Petru, Iacov și Ioan, au mers în muntele Tabor, unde, în timp ce îl priveau, Mântuitorul a început să strălucească foarte puternic. În timpul acestei străluciri au venit Ilie și Moise și au vorbit cu el. Ucenicii au fost foarte uimiți și înspăimântați. Mântuitorul întărește acest adevăr. Atunci când înainte de patima sa cea de bunăvoie vrea să-i întărească și mai mult pe ucenicii săi de adevărul Dumnezeirii sale și ia pe cei mai zeloși dintre apostoli, pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și îi duce în munte înalt și acolo se schimbă la față.